Salut prieteni, bine ați venit la videotorial.ro. Eu sunt Cristi și astăzi o să vă prezint o aplicație nouă de la Google. De fapt, este primul file manager oficial de la Google care ne ajută să eliberăm spațiu și să facem transfer rapid între telefoane fără să fim conectați la aceeași rețea. Haideți să vă arăt despre ce este vorba. Acum, aplicația se numește Files Go și o puteți descărca din Play Store dacă aveți acces la aplicații nelansate. Dacă nu aveți acces, o puteți descărca de pe File Mirror. Eu am putut o descărca pentru că am acces la aplicații nelansate. Imediat ce lansăm aplicația, bineînțeles trebuie să fim de acord cu termenii și condițiile, o să vedem o grămadă de chestii pe ecran. Aici o să apară niște carduri în care o să ne spună aplicația cam ce trebuie să facem ca să eliberăm spațiu, cum ar fi. Memoria cache. Dacă curăț acum memoria cache, o să fac rost de o să revendic, da, 335 de mega care erau folosiți aiurea pentru că aplicațiile oricum folosiseră acea memorie cache. Fișiere media iarăși 4,7 giga, fișiere mari 15,31 GB. Fișierele astea mari e bine să știm despre ele ca să le punem frumos în PC, putem să le punem pe un hard disk extern și le putem curăța din telefon ca să eliberăm spațiu. Fișierele descărcate, fișiere duplicate, da? Am un mega de fișiere duplicate, conținut nedorit, da? Ce am băgat noi la gunoi și aici putem să primim alerte legate de aplicațiile instalate dar care nu le folosim destul de des. Dacă vreți să activați această funcție, accesați setările, dar trebuie să știți că Google va ști exact ce aplicații folosiți și când le folosiți și cum le folosiți. După aia o să aveți lista cu aplicații pe care nu le-ați folosit. Ia să dăm un refresh să vedem. După cum vedeți, aici sunt aplicații nefolosite, da, care aș putea să le uh, scot ca să eliberez 450 de mega de spațiu. O chestie foarte utilă. Acum, ce mi se pare mie cel mai util în tabul fișiere, bineînțeles, avem descărcări, fișiere primite și așa mai departe, da, putem să dăm brows printre fișiere, dar nu asta contează pentru că asta face orice file manager. Uh, Cei mai important este Transferarea fișierilor fără internet și ca să vă arăt cum funcționează o să mai aduc aici un telefon și o să uh, fac în felul următor. Să zicem că vrem să trimitem un fișier de aici aici. Da? Apăsăm pe trimiteți da? și uh, file nou are nevoie de permisiune înainte. Da? Permitem, permitem, da? introducem numele cristi, să zicem, înainte. Și acum rugăm prietenul să deschidă pe primire, files go și o să deschidem pe primire, tot aici la fișiere, primiți. Și se va face o conexiune, după cum vedeți, am găsit acest device, se face o conexiune, acum ne conectăm. Se face o conexiune WiFi direct, ceea ce este foarte interesant. Ne întreabă dacă ne conectăm, da, ne conectăm și acum pot să trimit orice. O să mergem aici la videoclipuri, să trimit un videoclip, să zicem că vreau să-l trimit pe ăsta, trimiteți. Bineînțeles, puteți să trimiteți mai multe și fișierul se trimite. Dacă vă uitați aici sus, eu am pe o 3 o jmecherie care mi arată exact care e viteza și după cum vedeți 6,3 mega am văzut că s-a urcat până la aproape de 8 mega megabytes pe secundă, deci viteza este foarte bună. Vedeți fișierul este 228 de mega, destul de mărișor, zic eu. Deci o chestie foarte, foarte interesantă în acest file manager. În momentul acesta telefoanele sunt conectate direct, deci nu trebuie să fiți conectați la Wi-Fi, la același Wi-Fi. Telefoanele se vor conecta automat prin Wi-Fi direct. Cam asta este aplicația Files Go, o funcție foarte utilă. Ați văzut s-a transferat foarte rapid fișierul. Îl putem viziona aici, puteți trimite poze, puteți trimite absolut orice. Cam asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cristi, vă ați fost la videotorial.ro. La revedere!